Bună, bine ați venit la un nou vlog! Acum mergem la oftalmolog, la consult, la ochi, cum zicem noi, pentru că ne-am dus ieri, de eram ieri în oraș și nu aveam programare, astăzi aveam programare, așa că ne ducem azi. Și după aia vorbim. Vreau să merg iar în Teddy, copiii vor să meargă iar în Teddy. Și eu să-ți amintesc să ne cumperi clay. Ah, da, unde e? Nu te văd, uite acolo. Să vă cumpăr clay? Da, da. Că vrem să facem statui ca oamenii ăia de pe internet. Ei fac statui aici super cool. Și vrem și noi. Vor să lucreze ca și cu plastelina, dar să se usuce lucrările lor, să nu se mai strice. De-aia vor clay. Bine, vorbim după aceea. Ne vedem când... Vorbim după aceea. Am revenit la plușuri. Altul. Ce vrei să ții azi? Marshall din movie. Asta este galapin și asta... Roșu? Îl iau tu pe da, Marshall ca e... să termin colecția cu movie pass. Păi o termine astăzi? Îi iei pe toți? Ne mai trebuie Rubble, dar Rubble nu e aici. Dar am căutat aici. Toată lumea îl vrea pe Rubble? Din movie și după aia nu mai e. Sky nu a fost niciodată din movie creat. A fost creat, poate nu l-au adus ei. Hai să mă mai uit și eu să și vedem. Și eu vreau pe Marshall că e dificil să-l găsești în magazin. Ok. Ce v-ați luat? Marshall? Andreas? Un cățeluș de... Și Eric nu și-a luat nimic, că nu a găsit nimic să-i placă, dar mergem în altă parte, da? And I'll get one. La! Du-te și pune mâna pe el, vrei? Vrea să se joace, uite. Acum mă duc până la second, am o sacoșă aici de haine, să vedem dacă vrea ceva din ele. Umblu cu ea în mașină de, nu știu, de o lună de zile și mai am de dat și niște cărți la bibliotecă. Am mai zis eu, sper să se deschidă acum în septembrie și să scap de ele. După aceea mergem la Teddy, pentru că culmea, Teddy e singurul, nu știu, poate ori mai fi și altele, dar Teddy e magazinul care nu închide la siestă, e deschis și după amiaza, ceea ce e super. Rar întâlnește așa ceva, adică eu nu știu alte magazine în afară de mall-uri care să fie deschise și la prânz. Ideea e că Teddy e deschis și mergem acolo după aceea, că acum e deja unul și second închide la două. Hai că e deschis. Îmi plăcea bluza asta, de fapt e roche, dar mi-ar fi plăcut să fie ca bluză, nu o vedeți bine. Sunt multe drăguțe pe aici, ia uitați. Asta e 4 euro. Sunt 3-4 euro și asta e frumos. Probez aceste bluze. Am văzut că se poartă... Îmi plânge cineva. Umerii lăsați. Asta iar e drăguță. Stai să vă arăt ce am ales. Asta, de la Bershka. Și un alb. Din nou la mașină, am reușit să dau aproape toate hainele, mai sunt 2-3, pe alea le pun în containerul de haine și bineînțeles că cei mici au luat încă un chase. Nicolas și-a luat un cățeluș mic și Eric a vrut acest tigruț, de la Thai sunt acestea, și fiind 50 de cenți am luat și caracatița și koala. Sunt super simpatice jucăriile acestea de la Thai, iar eu mi-am luat doar bluza aceea în dungi, restul nu mi-au plăcut, nu mi-au venit, mai era frumoasa aia albă, avea umerii așa ca un, nu știu cum să zic, ca un romb. Nu erau doar bufante, deci nu erau bufante că aveau pliuri, erau pur și simplu ca un romb, dar era un pic pătată la sub braț și am zis să nu mă mai agit, să o cer, să o spăl și dacă nu, trebuia să o aduc înapoi, așa că am rămas doar cu o bluză. Nu știu cum dar pe ea, un euro. Fața ta, uite-te un pic la mine. Ne-am șters cu șervețelele și le-a zis să dea un pic și pe față, să răcorească. Ia, tu n-ai nimic, nu? Ești roșu pe față? Nu ești. Hai să dăm cu apă. Ce? Te-ai iritat de la șervețele? Hai să dăm cu apă, repede, să vedem. Crezi că din cauza că ai apăsat prea tare? Stai, când eu apăs tare, după aia mi se face ca el. Nu, mami, dar uite, zici că eu, uite, urmă exact pe unde a dat. Sper să treacă, am dat cu apă. Sper să-i treacă. Dacă toți suntem aici, voiam să vă spun ceva. Deci am ceva de mult, care îl foloseam de când erau copiii mici. Dar în ultimul timp nu l-am mai folosit. Acest device. De pipi. De pipi. Device-ul de pipi. Da.
Da, pentru că ei voiau să facă pipi, că asta e natural și unde. Deci ori se puteau duce tocmai acolo în parc și ce să facă la un copac. Aici n-ai cum să faci, că e ciment. Și Mercadona nu are toaletă, Teddy nu are toaletă, doar că mergeam în partea aia, altă încolo, așa, la Aldi puteam să găsim. Și mi-am adus aminte, chiar zilele trecute, l-am văzut acolo în portbagajul, l-am de când erau ei bebeluși, și luat de pe AliExpress, există și varianta de fete. Vă închipuiți cum funcționează? E super, super practic, chiar am vrut să vă zic mai de mult. Dacă aveți copii mici sau ești în situații de genul ăsta, când ești în oraș și e ciment de jur împrejur, nu prea poți să lași copiii, decât, nu știu, v-am zis, să-i duci la un copac. Iar mie mi s-a întâmplat să-i apuce în mall. Când erau mici, îl puneam în cărucior, în coșulețul de jos, și l-aveam tot timpul cu mine, pentru că îi apucau, știți cum sunt copiii. Și când ești în mall cu coșul plin și dacă ești singur și n-ai cui să-i lași, nu sunt doi adulți, unde lași coșul? Unde te duci să cauți baia? Și la mall-uri câteodată mergi 3 sferturi de mall ca să găsești o baie, copiii nu se pot ține. E super, 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 super practic să vă luați dacă aveți copii. V-am zis, e și varianta feminină, nu așa, arată altfel, ca o bărcuță. Și da, sunt super practice. Nu știu dacă te-ai văzut, făceai fețe-fețe în spatele meu? Dar cum nu? Bine, am făcut. Dar nu știu dacă te-ai văzut, că n-am fost atentă. Dar eu am fost atentă. Și te vedeai în cameră? Vedeam, dar mă tăiam atâta. Ah, ok. Aoleu, mai arătăm mult mașina asta, trebuie să mergem să o spălăm. Hai să mergem la Teddy! Yay! În sacoșă cu el! Hai să văd, Eric, arăți mai bine? Tot așa, aoleu, sper să treacă. Ce alergie! Deci șervețelele sunt... acestea, din... nici nu știu din ce magazin le-am luat, nu le folosim de obicei, scrie aici sensitiv. Am zis că sunt sensibile, că sunt pentru piele sensibilă. Dar sper să-ți treacă. Nu știu de unde le-am luat, dar nu sunt cele pe care le folosim de obicei. Cred că n-am avut în mașină și am luat în grabă, nu știu, dar sunt oribile. Nicolați, ce vrei de la Teddy? N-am fost și ieri. Și mașina aia school bus din Lego mic și alt Hot Wheels. Eric, leagă-ți sandaua, mami. Aoleu, și Andreea, trebuie să merg să iau sandalii, s-a rupt breteaua din spate. Nu-și bagă piciorul destul în papuc și iese degetul mic. Bagă piciorul în papuc! Bag, jumate bagi. Uite ce liniște e. E ora 2, siesta, nu mai e lume, nu mai sunt mașini. Nu văd pe Teddy. Teddy în partea aia. Hai. Oh, ce răcoare e aici. Haideți să te văd aici mai bine cum arăți. Tot nu s-a dus, vină un pic. S-a dus un pic de pe frunte. Ne uităm la lucruri de Crăciun. Au băgat o groasă de chestii de Crăciun. Vrei la Hot Wheels? Crăciun. Ce-mi plac decorațiunile acestea de pus în pom și sunt din sticlă. Candy canes. Sunt super frumoase. Ce ai găsit? Ce mașină e asta? Ce ai? Oh my god, serios? Mami, am făcut clay. Să ne uităm de clay? Ce weekend am făcut clay. Păi unde e clay? Pe aici, pe la școală trebuie să fie. Uite! Da, clay. We found clay. Let's take all the clay. Nu luăm pe tot. Luăm una. Să vedem cum este. Trebuie să fie air dry, să fie pentru uscat în aer, nu pentru cuptor. Ia uite ce am găsit, cu luminițe, cu LED, candy canes cu LED. Wow. Super interesante. E drăguț. 3 euro, nu 1 euro. Dar era aici, am coș cu 1 euro. Am eu ceva cu candy canes, îmi plac super mult. Ce ai găsit? Moș Crăciun. Sunt mulți Moș Crăciun. Sunt multe decorațiuni. Am un șort dacă vreți să vedeți. Pisicuță? Aici, Spidey. Am ajuns și la Lidl. Să văd dacă mai sunt ascuțitori. Că vreau să mai iau una și pentru să o am în România. Străgustene și ăștia. Dar oare țin bine la spălat? Că mi-am luat eu o dată din Lidl și s-au făcut super nașpa. Da, mami. Hai să vedem. Au chestii cu Harry Potter. Vezi? Vrei să știi ceva? Ce? Asta vreau pentru mine! Ai șapcă, mami.
ceva asta că Andreas are una cu Chase. Uite așa cu Paw Patrol. Aveți șepci. Haideți să un pic să văd dacă îți bine mai bine asta. Aia pe care am luat-o mai bine. Din Kiabi nu prea se prinde. Asta e. Adică nu prea stă, mi se pare destul de scurt. Asta are și cartonul, nu? E mai bine. Ai șapcă. Vezi ce frumoase sunt, ca să le murdăriți pentru a picta. Halate să le pui pe tine când pictezi. Unde te duci? Da, da, și după aia se fac curat. Dar nu știu dacă mergeți. Întâi să ne înscriem la pictură și după aia. Și le cumpărăm. Brânzică, brânzică. Și acum să vedem, mai sunt ascuțitori? Ia uitați-vă. Ascuțitori. Ce vrei să zici? Vreau să fac fețe. Acum au băgat haine. Unde sunt? Nu mai sunt. A, pe partea asta mai țineau ei câteva rechizite. Să vedem. Nu cred că s-au vândut toate. Really? Uite, pe aici a mai rămas ceva? A mai rămas culori. Mă uit și vă zic dacă am găsit. Deja se strâng lucruri. Vor iaurt, vor șerci. Pune asta în coș. Ăla-i fructe de pădure. Alea fructe, ăla roz. Da. Iubesc. Căpșunile. Da. Fructe de pădure. Asta, pentru... Fructe pentru... De pădure. Ia și mie unul. Eu ăsta. Ce să-mi iau? Nu, ia-mi de ăsta. Piersici. Eu mi-am luat roșu, că e culoarea lui Marshall. Ce faci acolo? A, gata? Hai. Am găsit albastră. Să văd. Am luat roz. Să fie diferită. Yay! Am găsit, au fost și în România săptămâna trecută, m-am uitat în catalog, deci e posibil să mai găsiți și pe acolo câteva rămase. Merge și vă luați ascuțitură electrică. Am o nebunie cu ascuțiturile astea. Pe asta o trimit în România. Și o să am acolo una și aici una. Eric? Și dacă vrem să facem provocare cu trebuie să fim numai povacol, trebuie să mâncăm doar mâncare de Paw Patrol. Ah, bine, o să ne gândim. Auzi, stai că am văzut ceva, așa are mărimi. Tot de Paw Patrol. Hai să ne uităm acolo să vedem. Au mărimi? Caut aici, mami, uite eticheta, unde sunt etichetele? Să vedem, 104-116, mai sunt și alte mărimi? Asta e cu Peppa Pig. Unde mai e Sky? Uite, 122-140, asta e mai mare. Îți vine mai bine, am găsit, sunt pe mărime. Asta este 60 ani, 122-140. Și cealaltă ce facem cu ea? Nu vreau. Păi nu vrei pe aia, o vrei pe asta? Sau le vrei pe amândouă. A, le vrei pe amândouă? Mai vedem. Dar pot să-i dai șapca mea lui Andreas? O să văd dacă-i bine, dacă nu lui Eric. Am luat-o de la Kiabi, parcă, pe cealaltă și e... Nu știu, nu-i destul de încăpătoare, asta vreau să zic, îi cade de pe cap. Mai cântă mult greierele. Dar de ce e gărgăriță? A, uite, mi-ai găsit una. E gărgăriță sau e greiere? Voiam să vă arăt astea, ia uitați ce castronele pliabile, așa să le iei cu tine în voiaj, ce interesant. Văd că au avut și sticle pliabile. Eu voiam să cumpăr un pahar de pe AliExpress. Așa, interesant. Mai cânti mult? Asta nu merge. Ăla nu merge. De-abia se ține, iau cum scârție. Eric! Iha! Au vrut să se dea neapărat în căluți. Și aparatul ăsta e bun, care are 3 căluți. Și se pot da toți trei deodată. Hai să văd, am luat sandale. Am reușit să găsim ceva. Cu armii, așa-i?
care îmi place mie. Da, îți place ție. Eu aș fi vrut mai colorate, dar asta am găsit. Am intrat în Deichmann și eram în cumpănă dacă se iau mărimea lui, l-am probat pe Eric și o să-i vină lui Eric la anul, pentru că pentru două luni, practic, mai sunt pentru Andreas. La anul sigur nu o să-i mai vină sau să iau un număr mai mare care se vină și la anul, dar după aia părea prea mare, deși nu era chiar, dar am zis că mai bine să iau, să-i vină acum și la anul îi le dăm lui Eric, dacă mai rezistă până atunci. Promoție cu minioane acum la Carrefour. E o promoție. Trebuie să strângi puncte și să-ți iei. Din ăștia îmi plac sticlele, uite ce drăguțe sunt. Am crezut că e mâncare, dar de fapt sunt figurinele astea de aici. Am terminat shopping-ul în Carrefour, ne ducem acasă. Am intrat la make-up. Voiam să mă uit de niște farduri și uitați ce mi-am luat. O unghieră cu macarons. Nu aveam nevoie de unghieră. Am crezut că le pui pe urechi. Ce-i? Uitați ce drăguță e. Acesta a fost vlogul de azi. Ne ducem acasă și haide să deschidem popa mitică, să vedem dacă ne-a căzut același personal sau nu. Suntem în baie. Ce vrei să-mi arăți? Că Everestul meu se aprinde. Luminează noaptea, da? Luminează. Al tău nu se vede. Dă să văd la lumină. Aoleu, ce ați făcut aici pe masă? Ați deschis toate jucăriile. Deci avem Everest. Super, că nu-l mai avem. Nu se repetă, nu? Și ne-a căzut. Al lui Andreas și al meu e de Everest, dar se luminează. Ok, și? Eric, tu l-ai pe? Rubble și? Marshall, care luminează noapte, nu? Uite, sunt speciale aia. Ziceam că-s hopa mitică pentru că-s așa. Iuf!